Ministrul Agriculturii Petre Daia a afirmat, referindu-se la canalele de irigații, că am distrus cu mâna noastră ce am avut, menționând că în agricultură nu trebuie să oprești programele pentru că nu le mai iei din același loc. El a anunțat că dorește realizarea de stații de pompare, dotate cu echipamente moderne care să consume puțin curent. Conform psnews.ro, el a precizat că nu este adevărat că se pierde apă prin canalele deschise. Am spus-o de fiecare dată și o repet. Am distrus cu mâna noastră tot ce am avut. Foarte bine am făcut. Și uitați-vă canale dalate, pentru că se pune tot mereu întrebarea. România are canale deschise unde pierde apa datorită lipsei de impermeabilitate a canalului. Nu este adevărat. Uitați-vă, aici este proba. Canale de acestea au fost impermeabilizate cu folie, au fost puse dalele respective pentru a proteja taluzuri și de-a lungul vremii pe de-o parte am distrus dalele, s-a dus și folia de pe ele și arată cum le vedeți acum, a explicat Petre Daia. El a mai precizat că în agricultură nu trebuie oprite programele. Anul trecut spuneam că 4 luni de zile s-au oprit investițiile aici, așa mi-a spus constructorul, justificarea faptului că în agricultură nu trebuie să oprești programele. Iată justificarea faptului că în construcțiile acestea hidroameliorate este o pagubă în condițiile în care oprești, nu le mai iei din același loc, că uite, nu le mai luăm unde le-am lăsat. Acum este cu vegetație, acum trebuie curățită vegetația, lucru care s-a făcut. Să erbicidăm în așa fel încât să nu mai crească vegetația pentru a putea curăți taluzurile și punem folie. Realizăm impermeabilizarea, nu pierdem apă pe aceste canale, a mai transmis ministrul agriculturii. El a mai anunțat că un obiectiv important este realizarea stațiilor de pompare și echiparea lor cu mijloace moderne de pornire. În proiectele pe care le-am făcut și în proiectele pe care le executăm, urmărim 3 obiective mari. Primul obiectiv este acela ca să realizăm stațiile de pompare, să le echipăm cu mijloace moderne de pornire, practic să le automatizăm, să consume puțin curent. Al doilea punct este acela de a asigura secțiunea de scurgere. Curățim secțiunile de scurgere ale canalelor în așa fel încât ca apa să se ducă lin spre stațiile de punere sub presiune. Și al treilea obiectiv este acela de a impermeabiliza canalul. Printre aceste lucrări pe care le vedeți, acest lucru se face. A mai transmis Petre Daia, informează news.ro, relatează psnews.ro.